și bine am venit la Prof Online pe exerciții la algebră. Tema pentru a doua zi. Tema pentru a doua zi, Miruna. Deci tema pentru acasă. Așa, clasa a șase. Da. Algebra este, da? Mhm. Algebra. Poftim. Începem. Pe rapoarte sau ce? Da, proporții. A, proporții. Proporții, da? Da, proporții. Hai să zic și eu proporții. Chiar așa, ce e o proporție? Ce asociați voi prin proporții? Yeah. Egalitatea a două rapoarte. A două rapoarte. Egalitatea a două sau mai multe rapoarte. Putea și avea un șir de proporții, nu? Da. Mai multe egalități. Tu vrei să spui ceva? Da, altceva? Ziceam că e aproximativ ca o fracție echivalentă, adică... Așa, ca două fracții echivalente, da? Cum ar veni 2 pe 3 este egal cu 4 pe 6, egal cu să zicem, 6 pe 9, nu așa veni? Deci aici am mulțit cu 2 ca să ajung la asta, sau tot pe ce am mulțit-o cu 3. Da. Și așa mai departe. Pot continua. Asta înseamnă un șir de o egalitate de două sau mai multe rapoarte, formează proporție. Hai, te rog. Decideți dacă următoarele rapoarte formează proporții. 12 pe 6 și 21 pe 28. Deci, să vedem dacă 12 pe 6 și pe vechea sa, da? Da, și 21 pe 28. Dacă putem pune egalitate sau nu între aceste două. Poftim. Ce exercițiu? 4. Deci, 4. De la pagina? 4. De la pagina 19. Pagina 19. Bun. 4 de la 19. Păi, ca să aflăm asta, în primul rând putem să plificăm 12 și 6. Da, deci le ducem în echivalențe. Da. Și o să avem 12 cu 6 și o să avem 2 pe 1. 2 pe 1. Și atunci trebuie să aflăm dacă 21 este... Deci o ducem și pe asta, dacă mai putem simplifica, facem și la nu ea. Nu mai putem. Nu mai putem simplifica, nu. Da? Și o să avem că 21 este egal cu 2 ori deci, 28. Deci ar trebui să vedem dacă 2 pe 1 este egal, cu un semn de întrebare. Da. Cu 21 pe 28. Anca, cum ai probat dacă e adevărat sau nu? Am înmulțit... Cum se numesc acestea doi, nu știu, oameni? Mezii, da? Și extreme, da? Ca să fie egalitate, deci mulțim mezii între ei și extreme între ei. Să vedem ce se întâmplă. 21 este egal cu semnul întrebării, cu 2 21 dacă este egal cu... Cu 2 ori 28. Și este adevărat? Fals. Fals. Deci nu este adevărat. Înseamnă că 2 pe 1 e diferit de 21 pe 28. Nu este... Nu avem o proporție între cele două rapoarte. Mergem la mai 15 departe. 15 pe 25 și 6 pe 9. 15 pe 25, Anca, vorbești tu. Și 6 pe 9. 6 pe 9. Simplificăm prima fracție cu 5. Prin 5, da. Și face 3 supra 5. 3 pe 5, iar cea de-a doua? Prin 3. Da. 2 supra 3. 2 pe 3. Și acum problema ar fi dacă echivalentele lor sunt sau nu putem pune egalul între ele. Adică 3 pe 5, dacă este egal, semn de întrebare, cu 2 pe 3. Și ca să te convingi... Înmulțim mezii așa. Cu extremele și 3... Ori 3. Ori 3 egal... 9. De parte aș întreba dacă 3 ori 3 este egal cu 2 ori 5. Fals. Cu semn de întrebare. Din nou fals. Asta înseamnă că nu e adevărat. Nu e adevărat că 15 pe 25... 15 pe 25 e diferit de 6 pe 9. Da? Nu pot pune egalitate. De 0,3 pe 1,5 0,3 pe 1,5 și 1 pe 5. Și 1 pe 5. Asta putem să facem din prima
0,3 ori 5 este egal cu 1,5. Deci să facem de dată, da? Este egal cu 1,5. Ne întrebăm dacă 0,3 ori 5 este egal cu semn de întrebare cu 1,5 ori 1, da? Ori 1. Și ce zice? Și este egal. Da? 3 ori 5, 15, deci 1,5 egal cu 1,5. Deci echivalent, poate spune că 1,5 egal cu 1,5. Acest lucru este corect, semnul întrebare a dispărut, nu? Da. Și ne putem permite să spunem că 0, de aici rezultă că 0,3 supra 1,5 este egal 1 pe 5. De fapt, dacă am fi lucrat pe 1 pe 3, 0,3 supra 1,5, lucram, ajungem la 1,5. Hai să pornim de la el. De 0,1,5 se scrie, deodată mulțim cu 10 amândoi și numărătorul și cumnitorul, ca să ducem la dreapta peste o cifră, da? Deci mulțim cu 10 și ia cât devine. Dar am caz spunem cât devine, dacă mulțim și numărătorul și cumnitorul cu 10, 3 supra 15. 3 pe 15 simplificăm prin 3 și face 1 supra 5. Este exact echivalența, da? Corect. Da? Și am ajuns la echivalența și atunci de ce e egalitate? 5 pe 7. 5 pe 7, o altă pereche, da? Da. 5 pe 7. 2,5 pe 4,5. 2,5 pe 4,5. Cum? Păi mai întâi împărțim cu 5 arbitrii de la 2,5 pe 4,5 ca să ne fie mai ușor. Deci să luăm, să prelungăm un pic pe 2,5 supra 4,5. Deci 2,5 supra 4,5. Cum am procedat mai înainte? 0,5 dacă împărțim prin 5. La 2,5 împărțit de 5, da. 0,5. Da, hai să facem mișcarea care am făcut-o mai devreme. Mulțim cu 10 ambii. Da? Și ea devine ce ambii? 25 supra 5, simplificăm prin 5 și face? Și obținem 5 supra 9. Acum, întrebarea este dacă echivalenta acestea, 5 pe 9, ar fi cât 5 pe 7. Oare 5 supra 9 este egal cu 5 pe 7? Nu. Nu. Că 5 se împarte la 9. 3,5 și 8,5. Deci e diferit. Da? Da. Deci nu poate să fie echivalente. Nu e același lucru. Care e mai mare, după voi? Este 5 pe primul, 5 pe 9. 5 pe 9 e mai mare decât 5 pe 7, da? Anca, tu ce părere ai? Dacă 5 pâini le împarți la 9, dai mai mult decât în clipa în care ai împărțit 5 pâini la 7? Da. Al doilea. Al doilea e mai mare. Că dacă ai 5 pâini și împarți la 9 oameni, îi dai mai puțin. Corect. Față de 5 pâini când împarți la 6. Deci, care e mai mare? Încă o dată? Al doilea. 5 pe 7. Deci, pe 5 pe 7 e mai mare decât 5 pe 9. Cum să fie egal? Deci, am și răspuns. Deci, formul nu e egal și am și spus cine e mai mare. Facem această analiză atentă. Chiar și aici o să facem. N-a fost adevărată, nu? 2 pe 1 nu e egal cu 21 pe 28. Care credeți că e mai mare? 2 pe 1 sau 21 pe 28? Eu cred că este mai mare... P- 2 pe 1? Adică 2 pâini... 2 pe 1 sau... 2 întregi. 2 întregi față de 21 pe 28. 21 dacă nu față 28, nici măcar un întreg. Nici măcar un întreg, măi. 2 întregi. Normal. Deci mai puțin. Deci care e mai mare? Prima, 2 întregi. 2. Deci iată, hai să putem discuția asta. 2 pe 1, 2 întregi, poftim, e mai mare decât 21 pe 28. L-am văzut la un moment dat de fracție chiunitare, subunitare, supraunitare. Asta este o fracție subunitară. Mai mică decât 1. Când numitorul e mai mare decât numărătorul, e mai mică decât 1. Și de coace e 2. E clar că e diferență mare. Hai să vedem aici. Între 15 pe 25, pe care îl mai putem simplifica cu, prin cât? Prin 5. De fapt, am găsit echivalente de vreo 3 pe 5. Hai să scriu. Asta pune problema 3 pe 5 și nu pun ce semn să zic față de 2 pe 3. Care credeți că e mai mare? 3, 5 sau 2, 3? La prima?
Deci, da, la 5, un moment dat, nu are importanță, să oprim aici. 3-5. Da, la B. Mai mare este 3/5. 3/5 mai mare. Nu, 2/3. Sigur e 2/3, da. Să vedem, așa pe ghicite. Spune la întâmplare sau avem un motiv? 2/3. Deci 2/3 este mai mare, spui da. Tu, da? Deci dacă în întreg îl împărțim în câte? În 3 segmente, da? Și luăm 2 din ele, ăsta ar fi, 2 da. Treimi, față de acesta, dacă îl împărțim în 5, ar trebui să iau din nou același segment ca lungime. Dar acum să îl împărțim riguros în câte împărțim? 5, 1, 2, 3, 4, 5, da? Da. Și luăm câte? 3 din ele. 1, 2, 3. Trebuie să la fel și eu un pic. Faptul că n-am fost da. Foarte puțin. Ca să revedem exact ce se întâmplă, hai să facem împărțirea. 3 împărțit la 5, să vedem cam cât obținem. Aici n-am fost eu foarte atent la împărțirea la 5, poate segmentele 6, de ce? Poate mai încoace un pic. Corect. Așa? Deci foarte puțin. Și atunci ochiul, vedeți, ochiul ne păcălește. Trebuie să găsim altă soluție. Hai să împărțim pe 3 la 5. 3 împărțit la 5. Am caterul să mă conduci, vorbește. De 0 ori. Da. Până în derivă la, așa. 0. 5 în 30, 6 ori. 0,6. Hai să facem pe 2 la 3. Tot 0,6. 2 împărțit la 3. Egal cu? 0,6. Punem 0. Da. Și 6. 6. 18. Dar atenție! Ce urmează după 6, că aici am și împărțit exact. Așa. De-aia e mai mare. De-aia e... 0,6. Deci de 2, 20, da. Iar merge de 6 ori. Și așa continuăm, da? Asta e 0,66. 0,6 perioadă. Exact. Deci între 0,6 și 0,6 perioadă e mai mare 0,6 perioadă. Pentru că el are foarte mulți de-a de 6. După el. Dar ăsta se termină repede aici. Exact. Și atunci e mai mare 2 treimi. Iată, riguros am arătat. E mai mare. De aceea nu ne-a ieșit pe desen, domnul profesor. Poftim? De aceea nu ne-a ieșit pe desen. E foarte puțin, da? Și nu numai de asta. Cred că ar fost imposibil să fiu atât de exact și atât de precis ca să pot găsi prin segment. Și chiar se vede că e vorba de sutim, mim și numai departe, unde diferența se face. 1,8 pe 5. 1,8 pe 5, da? 1,8 pe 5. 8 supra 5 și 0,3 supra 4. 0,3 supra 4. Păi 5 ori 0,3 egal cu... dacă este deci egal... Deci întrebăm dacă 5 ori 0,3 ar fi egal cu semn de întrebare cu... 1,8 ori 4. 1,8 ori 4. Și atunci 1,5 nu este egal cu 7. Adică 1,5 nu este egal cu 7. E diferit de... cât 4 ori 8, 32, 7,2. Da. E clar. Acum, care e mai mare? Numar cu 7,2. Păi stai la, te-o reușit din înmulțire. 3/4. Dar mă interesează care dintre acestea? 1,8 pe 5 și 0,3 pe 4. 1,8 pe 5. Bun, simți așa, spune, da? Că aici împarți 1 și ceva, aproape 2 la 5. Da. Din coace faci 0,3, împărți la 4. Aproape, ca și cum ar fi la 5, e clar că e mai mare asta, 1,5. Da. Așadar, să spunem și noi aici, să răspundem după ce am făcut chestia asta. Zicem că 1,8 pe 5 este mai mare decât 0,3 pe 4 și în clipa asta s-a anunțat, am și anunțat că nici vorbă de egalitate, da? Nici vorbă de egalitate. Da. Hai să vedem mai departe. 7. Deci am făcut pe 4? Da. Și al dorat la 7, da? Da. Care foarte mult. Așa, acela are multe subpuncte, da? Nu. Ai dat 5. Ei au multe cărțiții. Da. Ele au multe. Da. Să zicem.
Am să scriu de desubt aici până sub sucă. Zi-mi. Determinați valoarea lui x din proporție. X pe 8 este egal cu 3 pe 4. X supra 8 egal cu 3 pe 4. 3 pe 4. Și putem să amplificăm a doua fracție cu 2 și o să avem că x este egal cu 6. Da, o ducem pe asta într-o echivalentă. Da. Deci egal cu prin 2 face 6 pe 8. Și poate că x pe 8 este egal cu 6 pe 8. Și atunci x pe 8 egal cu 6 pe 8. Și de aici rezultă că x egal cu, cum ai spus bine, 6. De acord. Da, putea să mai facă și altă domnul. Da, 8 pe 3 egal cu 2, deci, egal cu x. Deci, traducem într-un alt mod, produsul mijloc cu procesul extrem, da. Și vine x ori 4 egal cu 12. Da? Împărțim totul pe aici prin 4, egalitatea asta, că se poate și numărul. 8 ori 3 era, nu 12. 8 ori 3, da? Da. X ori 4, 8 ori 3, da. 24. 24. Și acum împărțim totul prin 4 și rămâne că x egal cu 24 împărțit la 4, 6, da? Sau altfel că x egal cu 24 împărțit la 4 și face 6. Poate sunt corect. Una, o idee frumoasă a fost asta, ca să amplificăm fracția, să avem același numitor și, pe urmă, dacă două fracții sunt egale cu același numitor, numărătorii trebuie să fie egal și invers. Dacă numărătorii ar fi egale, atunci numitorii sunt egali. Depinde unde se află necunoscută. Da? Te rog mai departe. 10 pe x egal cu 5 pe 6. 10 supra x, Anca vorbește, egal cu? 5 pe 6. 5 pe 6. Putem... Zi? Putem să avem prima fracție cu... Cu cât? 5. Nu cu 5, a doua fracție cu cât? Ca să ajung la 10. A, cu 2. Cu 2. Cu 2. Și echivalent, cu a spune că 10 supra x egal cu 10 supra 12 și x egal cu 12. Deci rezultă x egal cu 12. Altfel, într-un alt mod. Așa, da? Și ar fi fost. 60 este egal cu 5x. Deci un alt mod de lucru ar fi fost acesta, 60 egal cu 5x. De unde x este egal cu 12. De unde rezultă că x egal cu 60 împărțit la 5 și egal cu 12. Da? De acord. 45 pe 3. Deci altă greșită. Da. 45 pe 3. 45 pe 3 este egal cu 60 pe x. 60 supra x. X. Putem să amplificăm... Ba nu. Facem 3 ori 60 este egal cu 45. Sigur că da. Deci de aici rezultă. Adică 180 este egal cu 45. Deci 3 ori 60 egal cu x ori 45 și x 180 egal cu 45x 180 egal cu 45x x egal cu 180 împărțit la 45 de unde rezultă că x este egal cu 4. Rezultă că x egal cu 4. Asta ar fi răspunsul, da? Mai putea fi făcut sesizând că putem împărți numărătorii printr-un număr. Și iată, se pot împărți numărătorii prin 15. Da? Da. Prin 15 am un 2. Da, 3. Nu, numai numărătorii. Numărătorii, nu numitorii. Deci, fără numitorii. Nu iau în considerare. Deci, numai numărătorii. Deci, poate fi făcută fracția așa, așa, în echivalență, dar egalitatea se păstrează și dacă mulțim sau împărțim numărătorii. Și atunci ar fi cât prin 15? 3. Supra 3 egal cu cât? 4 pe x. 4 pe x. Adică 3 pe 3 cât înseamnă? 1. Ceea ce ar fi însemnat cu 1 egal cu 4 supra x. De unde rezultă că x egal cu 4. Da? Super. Deci ne jucăm în fel și chip. Numai important să facem corect calculele. Da. În condițiile astea, acum noi învățăm tot felul de trucuri. Da. Aici puteam să mai întâi să văd că pot împărți un alt mod, să zicem. La 3. Puteam să împărțim la 3 și atunci ar fi fost egală cu cine? Cu 15 supra 1. Și acum aș fi avut 15 supra 1 egal cu 60 supra x. Și împart acum prin cât? Prin 15 ambii membrii, al numărătorii. Și atunci ea se așează
1 egal cu 4 pe x. Din unde x egal cu 4. Dar tot felul de mișcări de acestea e important să le facem cu aia. Să zicem. 2 pe 17. 2 supra 17. 2 supra 17. Este egal cu x pe 34. Egal cu x supra 34. Anca? 8. Echivalent. Amplificăm prima fracție cu 2. Dar uite ce aș putea face mai întâi. Păi 17 ori 2. Ah, foarte bine cu 2. Ca să ajung la 34, da? Da, da. Foarte bine. Nu. Deci vine cât 4 pe 34 egal cu x pe 34 și de acolo x egal cu 4. X egal cu 4. Terminat. Bună idee. Într-alt mod, să facem plusul mijloc cu plusul extremilor, nu așa? 2 ori 34 egal cu x ori 17. Deci 2 ori 34 egal cu x ori 17. Și în 34 se găsește 17, împărțim egalitatea prin 17. Și atunci rezultă că 2 ori 2, da, 2 ori 2, egal cu x, adică x egal cu 4. Același lucru este, da. Să vedem alte exerciții. Da. 5 pe 8. 5 supra 8. 5 supra 8. Este egal cu? 5 supra 8 este egal cu 70 pe x. Egal cu 70 supra x. 70 supra x. De unde rezultă? De unde rezultă, putem să împărțim cu 5 în numitori. Sus în numărători. Da, numărători. Deci împărțim prin 5 numărători. Da. Deci avem 1 pe 8 este egal cu 14 pe x. Deci am împărțit prin 5, a spus, da? Da. Și cât vine? 1 pe 8 egal cu 14 supra x. 1 pe 8 egal cu 14 supra x. De unde o să avem că dacă amplificăm cu 14 prima fracție, o să avem că 14 pe 112. Deci dacă multiplicăm 14 vine 14 supra 100, cât ai zis? 112. 112. Egal cu... Amplificăm cu 14. Da, dar nu și numitorul, doar numărătorul. Atenție, ea a făcut mișcarea asta cu gândul să ajung la 14 aici. Și fracția asta o mișcă. O mișcă așa cu tot? Da, da, duce într-o echivalență. Fracția asta. Deci e bine. E bine așa? Da, 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 da. Da. 14 supra 112. Egal cu 14. Egal cu 14 pe x. Nu de rezultă că numărătorii fiind egal, dar s-a orientat pe numărători să fie egal. Deci după ce a făcut simplificarea asta, se sizează că 1, din coace e 14, și atunci se gândește la varianta ca să aibă acel... Poftim? Deci... Și este 112 și nu... Ba da, că dacă facem 5 ori x... x egal cu 1 ori x egal cu 8, 14 ori 8. Și x va fi 14 ori 8 și face 8 ori 8, 112, da, da, sigur, da. Deci x egal cu 14 ori 8 supra 1. Da. Și atunci e bine. A, i-am făcut altfel. Da. Dar tot acolo trebuie să ajungi. Da, eu n-am ajuns. Păi o greșeală ai făcut. Da? O greșeală, dacă ești aici, dacă e simplificat. Dacă eu nu simplificat. Deci dacă atunci nu simplifici, tot aceeași vin 8 ori 70 supra 5. Care 540 împărțit la 5, eu spun. Și da, facem simplificăm. Eu am trecut. O greșeală, da. Bine. Hai să vedem altfel. 10. Zim. Dacă A pe B este egal cu C pe D. Dacă A pe B egal cu C pe D. Și AD egal cu 8. Egal cu 8. Calculați valoarea expresiei. Deci, în așa zic, calculați. Da. Calculați valoarea expresiei. BC în două paranteze la puterea a doua. BC. La puterea a doua. Totul la a doua. Minus 6AD, legat, dar fără, adică nu e un număr. 6AD. AD, da? Da. 6 ori AD. Fără să pun bară. Da, și egal cu cât? Ah, și egal păi cu cât. Dacă
Ia să vedem, să folosești pe Anca. Nu, AD, 6 AD. AD nu e paranteză. AD. AD nu e nimic. Am înțeles, e 6 AD, da? 6 muncii cu acul D. Așa, i-am pus în paranteză deprisos, vreți să spuneți voi, că e un produs acolo, nu e o adunare. Da? Păi dacă A ori D este egal cu 8, înseamnă că și B ori C este egal cu 8. Deci din relația, din proporția de aici, A ori D, este egal cu B deci ori C. Avem că A ori D egal cu B ori C. Și egal cu 8. Și egal cu 8. A, D e dat 8, egal cu 8. Corect. Și atunci 8 la puterea a doua. Înseamnă că și BC e 8 și AD e egal cu 8. Și atunci acum facem o rezolvare. Egal mai departe, vine 8 la a doua. Nu? 8 la a doua minus 6 ori AD care e 8. Da. Și este egal cu 8 ori 8, 64. Sau scoate și 8 în factor 8 comun. 64. Da? Scoatem pe 8 în factor comun. Da. Și vine, rămâne din primul 8, minus 6. Și egal cu 8, înmulțit cu 8 minus 6, 2. 8 ori 2, 16, da? Terminat. Terminat. Deci dacă facem 64 minus 6, 48, tot acolo rămâne. Să vedem altceva. Care? Acum... De ce? Supra x. Da. 10 supra x este egal cu 1 supra 9. 1 supra 9. X egal cu 90. Rezultă x egal cu 10 ori 9 împărțit la 1. 10 x egal cu 10 ori 9 supra 1 și face 90. Te rezultă. Da. B. X pe 2. X supra 2. Este egal cu 3 pe 5. De unde x supra 2 egal cu 3 pe 5 Anca, Anca se duce pe Anca, de aici rezultă că x egal cu? X egal cu 2 ori 3 împărțit la 5. Da? 2 ori 3 împărțit la 5 și face 6 supra 5. Da? 6 pe 5 cât vine? O dată, în 10, de 2 ori. 1,2. Da? Altă greșeală. X pe 1. X supra. Nu, x pe 5 întregi 1 pe 7. X supra 5 întregi și 1. 1 pe 7. 1 pe 7. Este egal cu 0, 0 pe 6. 0 pe 6, da? Și de unde o să avem că 5 întregi 1 pe 7 ori 0, adică 0, este egal cu 6x. Adică x egal cu 0. Deci de aici 0 împărțit la ceva face 0, pot să gândesc și așa. Deci 6x egal cu 0. Și vine x supra ceva egal 5 în 3 și orice schime egal cu 0. O fracție este 0 dacă numărătorul este 0. Da. Deci de aici rezultă că x egal cu 0. Da. Sau cum ai spus tu, x ori 6 egal cu 0 ori ceva, 0. Egal cu 6, x egal cu 0. 0. 0,2 pe x. 0,2 pe x egal cu 0,2 pe x. Deci 0,2 supra x egal cu 1,75 pe 2. 1,75 totul pe 2. Anca, Anca, să o lăsăm pe Anca. Putem să, adică să amplificăm prima fracție cu, adică, ca să scapi 0, acela? Da. Atunci cu 10. Păi da, cu 10. Da, dar vine 10x pe urmă. Și în caz ce ieșiți. Atunci, de dată, x egal cu ăsta ori ăsta, am poți la celălalt. Atunci, egal cu... x egal cu... ăștia doi înmulțiți, împărți la al treilea. Deci vine 0,2 ori 2 supra totul.
0,75 și cam mai departe cu 0,2 face 0,4. Da, supra. 1,75. Ca să dispară virgula, peste câte cifre trebuie să mutăm? Peste câte cifre? Peste două ar trebui, nu? Corect. Și atunci înmulțim cu 100 fracția asta, o amplificăm cu 100 și numărătorul și numitorul ca să o transformăm într-o echivalență și va fi cât? 40 supra 175 și dau mai departe cu... Ia să vedem cât face 40 plus 75. Putem simplifica prin cât aici? Prin 5 și face 8 supra 5 în 17 de 3 ori 3 ori 5, 15, 5 în 25 de 5 ori 8 supra 35. Deci 8 supra 35 este valoarea fracției acestea. Mai putem... 0,2 perioadă... Vrei să vedem sub formă decimală. Orice număr rațional se poate lăsa așa, x-ul de sub formă asta, sub formă de fracție, sau se poate găsi reprezentarea sub formă decimală. Da? Hai să vedem și decimală. Adică pe 8 să-l împărțim la... 35. Anca, spune. Punem virgulă. Deci egal cu 0 virgulă, punem 80. Și vine de 2 ori. Da, 2 ori 3 și 70. 10. Punem încă un 0. Și vine de 4. De cât? De... Dacă de 3 ori face, depășește supra. Tot de 2 ori. 2 ori 3 și 70. Iată, 30. Mai punem un 0. 35. În 300. De 8 ori. Deci 8. 8 ori 5, 40. 8 ori 3, 24. Și cu 4, 28. 20. Mai punem un 0. 200. De 5 ori, da? Da. De 6 numeri, nu? De 5 ori. 5 ori 5, 25. 5 ori 3, 15, 17. Și face 25. Nimic. Punem încă 1. Nu se repete, nu a început perioada. Da. Început? 7, de 7 ori. Merge de 7 ori. Și apoi... 7 în... de cât? 7 ori 5, 35. 7 ori 3, 21 și cu 3, 24. O dată. Deci, nimic. O dată. 5, 10. Da, uitați, punem 7, 1. Cât? Care 7? Metru dată. 7 în? 7, 1. După 7 e 1, că merge încă o dată. La decimale, domnul. Stai o secundă, a rămas 5 ori, da? Da. Și la 5, ca să continui, pun un 0. Da. Odată, 1. Și 35 în 50, odată, da. Așa. Asta aici, 35. 4 ori. 4, 5 în 5, 15, 150. De 4 ori. De 4 ori, 4 ori. Și asta e perioada. 4 ori 35. 140. 140. De 10. 10. Am mai găsit vreodată 10? 0,2 perioadă 2, 8, 5, 7, 1, 4. Până am găsit 10 ani, că n-am mai găsit niciodată. Ba da, da, sus. Unde? 170. Restul, la rest 10. N-am găsit niciodată. Deci, 100. N-am găsit acolo. A, 10 ăsta da, aici. Da, da. Corect, corect, corect. Și când am dat peste restul de aici... E 0,2 perioadă 2, 8, 5, 7, 1, 4. 0,2 și perioada de aici începe, da? De la 2 ăsta, da. Până la 4. Da. Deci, numărul acesta, x-ul acesta, sub formă de fracție, este 8 pe 35, iar ca număr decimal,
0,2 în perioadă 2, 8, 5, 7, 1. Da? Da. 1, 4. Da, iată un număr periodic mixt, da? Numărul acesta, un număr periodic mixt, care se scrie, știți bine, se pune atâția de-al din 9, câte cifre are perioada, sunt urmați de atâția zerouri, un singur zerou, da? Din care se scade de perioada, parcă așa era, nu? Da. Deci se scrie tot numărul 2, partea întreagă, dacă ar fi fost aici, la 9 avem. Deci 2, 2, 8, 5, 7, 1, 4, dacă ne întoarcem înapoi, supra 2, 4, 6 de-al de 9, minus neperioadă, am uitat să spun, minus 2, din care se scade partea neperiodică, supra atâția de-al de 9. Știți bine, în semestrul întâi eram artiști în toată povestea asta. Mm. Hai să ne uităm în filmele acelea în care am demonstrat cum anume se trecea dintr-o... Nu, era demonstrația făcută acolo, în filme. O găsim. Asta este spectaculos. Că acum, dacă ar fi să ne amintim, să te uiți în caietele, foarte greu în caietel îți reamintești. De ce? Că nu sunt explicațiile, nu sunt însoțite de vorbele profesorilor. Dar acum, în filme, găsiți asta de pe semestrul întâi. Da. Înainte de a pleca în America. Am făcut astfel de lucruri foarte, foarte multe de astea. 2, 4, 6 și 1, 0. Și am explicat care este motivul din care scade perioada, ce se întâmplă. Dar aș vrea pe data viitoare să insistăm să vă amintiți asta. Vă voi întreba. Aveți filmele, vă puteți duce în urmă, vedeți asta și să știți să-mi explicați care este, nu, motivul pentru care se pune atâția de-al de nouă și de atâtea de zerouri. Care este explicația? Și aveți exemple făcute foarte mult. Așa, să vedem mai departe. 1,82 pe 6,3 este egal cu x pe 8. Egal cu x supra 8. Cine vorbește? Anca. X-ul egal deodată. Rezultă x egal cu... Egal cu 6,... No. Ăștia doi mulțit împărțit la celălalt. 1,82. Deci e înțeles, Anca? Da. E necunoscută într-un loc. Și atunci, celălalt doi, pe diagonală, împărțim ăsta. Că doar produsul ăsta e dat cu produsul ăsta, fiind de echivalență. Și atunci trebuie să împarți la 6,3. Deci x egal cu cine ai spus? 1,82 ori 8. Împărțirea... Supra 6,3. Și egal mai departe cu... Hai să facem calcul. Sper că mai este timpul, nu? Da, mai este. Da? Egal cu 1,82 ori 8, am cam mulțește, 8 ori 2, 16, da? Hai! 14,56. Dar nu trebuie să-mi spuneți deodată răspunsul, vreau să muncim. Voi vă folosiți calculatorul și gata, repede, ați terminat treaba. Dar muncim, hai să spunem. Anca, vorbește ca să mă conduci. 8 ori 2. 16, ținem 1. 8 ori 8. 8 ori 8, 64 și 1, 5. 65. 8 ori 1, 8. 8. Și cu 6. 8. Sau cu 5, cât a fost acolo? 6? 6, 6 parcă, da? 6 și vine... 14, da? 8 cu 6, 14. 14,56 supra 6,3. Cum facem această împărțire? 14,56 supra 6,3. Cum se face? Când avem împărțitorul, când împărțitorul, asta se cheamă de împărțit, da? Când împărțitorul are deja virgulă, adică număr decimal, trebuie să mulțim obligatoriu cu 10, ca să transformăm pe ăsta un număr întreg. Împărțitorul trebuie să fie întreg. Noi, deci, avem ce împărțim de asta? 14,56 împărțit la 6,3. Și
Ei, de aceea transform în echivalență 14,56 împărțit la mulțim cu 10, am spus, da? Și atunci ăsta se duce la dreapta peste o cifră și aici am scăpat de virgulă. Împărțit la 63. Și acum să facem împărțirea, poftim. 145 de 2 ori. Deci 2 ori 3, 6, 12. Hai, vorbește și lucrează. Vorbește și lucrează și tu. V-am spus de atâtea ori să faci asta. Tu nu te uiți la tablă, pur și simplu că ai țelul tău, lucrezi și vorbește. Ai ajuns la mine, da? La mine. Și zicem, 6 din 15. Era cu 9. Da. Și 2 din... 2 din 2. 2 din 3. Apoi 4 aici, e luat un 1. 2 din 3, 1. Nimic. Și am ajuns la virgulă. Ducem virgulă la... rezultat la cât, coborăm următoarea cifră și zicem 196 ca 6 în 19 de 3 ori și ar veni 3 ori 3 9 3 ori 6 18 și 9 din 16 7. Hai, hai, hai. Așa. Așa. Punem un 0. 63 în 70. Odată. 63. 30. Și... de acum ai o dată, clar că acesta, asta e perioada, da? Deci, cât este, cu cine este egal X-ul? 2,3 în perioadă 1. 2,3 în perioadă 1. Anca, cum ai mai fi putut lăsa? Așa cum zici, mai nu l-aș lăsa. Aș încerca să scriu, hai să zicem încă o dată. X egal cu, cât am zis, 14,56, totul supra 6,3. Să amplificăm aici cu cât? Cu 100, ca să scăpăm de virgulă, și face 1456 1456 supra 630. 100. 100 și numărătorul și numitorul. Da? Ca să mă duc la dreapta peste câte decimale? Peste 2. Supra 630. Scrie și tu. Adică ai tendința de a te uita așa la tablă. Trebuie să pară că e țelul tău. Da? Ai scris 1456 supra 630? Supra 630. Da. Mai simplificăm. Să vedem prin cât putem simplifica fracția asta. Prin 2 merge. Prin 2 merge, pentru că ultima cifră este... și-a număr par și după ce 0, da? Prin 2 și devine ce? 2 în 14, hai, hai! 2 în 14 de 7 ori. 2 în 5. 2 în 12. 2 în 12. 2, acolo. 2 în 16 egal de 8 ori, da? Supra? Supra... 2 în 6 de 3 ori. 2 în 3 o dată. 2 în 10. 2 în 10 de 5 ori. Egal mai departe cu. Ia să mai vedem dacă se mai poate simplifica. Merge cu 3. Ia să vedem. 7 și cu 2, 9. Și cu 8. Nu prea merge. Da? Că 2 și cu 8 fac 10 și cu 7, 17.
Nu-mi dă un număr care se împarte exact la... 2. Deci nu se împarte exact la 3. Nici la 9. Am greșit. Da? 3 și cu 1, 4 și cu 5, 9. Ăsta s-ar împărți chiar la 9, nu numai la 3. Dar numărătorul nu se împarte... să vedem dacă astea sunt prime între ele. Deci rămâne problema să constatăm dacă sunt sau nu prime între ele. Ăsta de sus ar împărți prin 2. Merge, dar nu merge ăsta de jos. Ăla de jos merge și prin 3 și prin 5. Dar ăsta numai prin 2 deocamdată. Sau chiar prin 4, că 28 se împarte la 4. Concluzia este că îl putem lăsa așa, este o fracție ireductibilă, dacă nu cumva are vreun divizor număr prim. Adică s-ar putea să se împartă la 7, la 11, să fie un divizor prim între aceste două. 7, spuneam, 11, 13, 17 și în clipa în care ajungem să constatăm că nu mai are niciun alt divizor prim, atunci spunem că fracția este ireductibilă, dar până în momentul în care studiem, chestia asta nu ne putem pronunța. Deci rămâne să vedem dacă are alți divizori primi. La 7, 315 sunt parte. 315 sunt parte la 7. Dar aici... 728? Și ăsta. Sunt parte. Sunt parte. Deci iată că, spuneam, există riscul să fie un număr prim divizor. Deci da. Prin 7, da? Prin 7, da. Hai să zicem, 7 în 7 odată, 7 în 2 de 0 ori, 7 în 28 de 4 ori. Și 7 în 31 de 4 ori, 4 ori 7, 28. Și 7 în 35 de 5 ori. Iată că riscăm, dacă ne pronunțăm, lăsăm așa că este ireductibilă. Ce am spus mai devreme. Nu ne, dacă nu mergi la 3, la 5, la 9, nu înseamnă că, gata, este ireductibilă. Ci încercăm alți divizori, numere prime, 7, spuneam 11, 13, 17, 19, până când ajungem ca la împărțirea la 19 să se dea mai puțin de 19. Deci când în clipa în care câtul dă mai puțin, atunci te oprești. Că nu mai are rost deja, ai trecut pe la acela. Și în forma asta, dacă îl găsim și sus și jos, cum am găsit pe 7, suntem foarte încântați. Acum, mai departe. Să ne pronunțăm că este ireductibilă. Aici, ăsta de jos, vrea pe 4, nu, pardon, pe 5 și 9. Și 3-ul, că e 9. Dar cel de... Acum căutăm divizorile ăstuia care îi știm sigur, dacă sunt și sus. 9, nu, 3, nu, 5, nu. Concluzia este că rămâne clar acum ireductibilă. Da? Legal așa. Ireductibilă. Ireductibilă. Hai să ne întoarcem. Observați că din ce în ce chestii sunt mai interesante. A fost vorba de găsirea lui X, un lucru știut, X egal cu... 48. Mai lăsăm ca să explic asta. Și, da. X-ul egal cu ăsta ori ăsta împărțit la ăsta, deci știm asta. Dar de acum autor a vrut să vadă, te descurci, Anca, la operații cu numere zecimale? Adică când înmulțim, urmă, când împărțim și la împărțire ne-am amintit, atunci când împărțitorul este un număr decimal, atenție multă, trebuie să faci așa fel încât să scapi de decimala de la împărțitor. Deci am scris echivalent și am mișcat virgula la dreapta, am urma înmulțirii fracției acestea și am asumat o echivalență. Și am amplificat cu cât cu 10 și numărător și numărător și ne-au dat 145,6 împărțit la 63. Și acolo am făcut împărțirea. Și împărțirea ne-a dat 2,3 în perioada 1. Iarăși am hotărât să lăsăm pe X sub formă de număr decimal, nu? Așa cum am văzut aici. Ne-am întors și l-am văzut din nou
și am vrut să-l dăm sub formă de fracție ireductibilă. Deci două variante de stabilire a lui X, că orice număr rațional poate fi surprins în două forme. Sub formă de număr decimal sau sub formă de fracție ireductibilă. Nu ne-am mulțumit îndată, ne-am mulțumit cu 100 și lăsăm așa, ne vedem de treabă. Vreau să ne ducem până la fracție ireductibilă. Și atunci am văzut că se mai simplifică prin 2 în prima fază și ceea ce a apărut acolo părea că nu, prin divizorii clasici, aia care știm noi. Dar există pericolos, și iată aici a fost clar situația asta, să avem divizori primi, adică 7, 13, aceia care nu mai au rețete, ca să căutăm suma cifrelor, cum e la 3, la 9, la 5 am clarificat. Și la aceștia trebuie să vezi, dacă se împart unul din ei, dacă se împarte, înseamnă că ai curaj să-l folosești și pe dincolo. Că trebuie să se împarte și numărătorul și numitorul, ca să poți simplifica fracția. Da? Aceste lucruri trebuie să... Și mai departe, am stabilit că asta este ireductibil, pentru că divizorii acestui de al numitorului nu mai sunt întâlniți și sus. Și nici 7. A fost ușor să-i vedem care sunt aici. Ce să ne mai gândim la 7 și la 13, când nu capi ăsta, nu e posibil ăsta jos. Da. Se oprim acolo.